Grupul psaltic Dimitrie Suceveanu a fost înființat în luna noiembrie a anului 2020 la inițiativa și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calimic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Dirijorul corului este Părintele Arhidiacon Ilie Leonte, iar coordonatorul acestui grup psaltic este Părintele Arhidiacon Nifon Baciu. Așadar, vom avea bucuria în încheierea acestui festin cultural, cum frumos l-a numit Părintele Consilier Nicolae Dascălu. Vom avea bucuria să ascultăm câteva piese psaltice, dar și câteva piese polifonice. Dintre acestea, vă rog să-mi permiteți să vă prezint, e vorba Slavă și acum, Paraclisul Maicii Domnului, pe glasul al patrulea, apoi Iubite voi Doamne, pe larg, Iacov Protopsaltu, glasul al doilea, Pre tine Dumnezeule, la Te Deum, și apoi vom asculta câteva piese polifonice, dar despre care vom vorbi la momentul potrivit. Așadar, să ascultăm minunații psalți ai Bucovinei. Yeah.
bucură, te laudă toată lumea. Bucură-te ceea ce ești veșnic de aur. Bucură-te prea curată care ești slava creștinilor. Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu. Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, masa cea dumnezeiască.
tine, Dumnezeule, te lăudăm, tine, Doamne, te mărturisim, tine, prea veșnicule, mărine, tot pământul te mărește, ție toți îngerii, ție cerurile și toate puterile, ție cherubimii și serafimii, cu neîncetate glasuri strigă. Tine, Mărina ceată al apostolilor, pe tine lăudată adunare a prorocilor, pe tine oștile strălucite ale mucenicilor. Îndicește-i pe dânsii în mărirea cea veșnică a împărăției tale cu sfinții tăi împreună. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta și paște toate zilele bine te vom cuvânta și vom lăuda numele tău în veac și în veacul veacului. Învrednicește-ne, Doamne, totdeauna, fără de păcat să ne păzim noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, spre noi, cum am nădăjduit de tine. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu ne rușinăm în veci. În aceste câteva minute să simțiți că aici, în capitala țării românești, în acest spațiu atât de frumos, a renăscut Bizanțul. Vocele atât de frumoase ale grupului Psaltic din Iute Sucevean au făcut ca să simțim din nou frumusețea creștinismului. Grupul Psaltic Dimitrie Suceveanu este format din preoți,
diaconi, absolvenții facultății de teologie ortodoxă, precum și ai instituțiilor de învățământ universitar cu profil muzical, din studenți teologi care din dragoste și din pasiune față de cântul bizantin dau slavă lui Dumnezeu prin cântarea psaltică, înmulțind totodată talentul primit. Cu ajutorul lui Dumnezeu, de la înființare și până în prezent, grupul psaltic Dimitrie Suceveanu a reușit să înregistreze, prin muncă și prin dăruire, CD-uri care conțin colinde și cântări din slujba praznicului nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, 2 sticuri ce conțin cântări din slujba Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, acatistul și paraclisul Sfântului. A participat la diverse concerte și concursuri pe plan local și național. Grupul psaltic Dimitrie Suceveanu poate fi audiat zilnic și în cadrul slujbelor liturgice care se oficiază la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava și transmis live pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei Suceviei și Rădăuților. În încheierea acestui festin cultural, sub bagheta magică a Părintelui Arhidiacon Ilie Leonte, vom asculta câteva piese care sigur o să vă facă o baie a sufletului aparte. Veți asculta așadar Tatăl nostru, de Ciprian Porumbescu, Cade-se cu adevărat, de Ciprian Porumbescu, Odă poporului român, Ionel Cebrătianu, versuri n-ar prea simțitul Ioachim, arhiepiscop al Romului și Bacăului, Pe-al nostru steag de scris unire, Ciprian Porumbescu, Sara bună, Bade Ioane, și vom încheia Sus inima români. Iată așadar, festinul cultural continuă. În aplauzul dumneavoastră să-l invităm pe Părintele Arhidiacon Ilie Leonte.
Sfânta României, popor de sfinței, sfinți și de eroi, a cântat o, a cântat o, la bucurie, în timp de pace sau război. În lupta dreaptă, în lupta dreaptă, bună oară, acest popor, acest popor, credința e cea dreaptă, mereu de slavă Domnului. Carpați au fost încercate și adăpost, și adăpost românilor, în munți aflat au libertate, gâscodri erau fraților. Doamne Sfinte, o Doamne Sfinte, azi privește spre neamul tău, spre neamul tău cel credincios, și țara noastră o păzește în pacea sfântă a lui Hristos. Românii au dat sfinți, au dat sfinți, o să mai dă, au dat sfinți, păstrându-ne iubirea lui. Iar România, România va să fie în veci grădina Maicii steag e scris unire, unire cuge și simțiri, și sub măreața lui umbrire vom înfrunta orice lovit. Acel ce luptă grea se teme, ce însuși e rătăcitor, iar noi uniți în orice vreme vom fi, vom fi învingători. Amân, armata noastră mână, ca să păzim un scump pământ. Dreptatea e a lui stăpână, iar Domn e adevărul sfânt. Și-n cartea veșniciei scrie, cuvânt ce-n veci nu va pieri, că scumpa noastră Românie mereu, mereu va dăinui. Și cartea veșniciei scrie, cuvânt ce-n veci nu va pieri, că scumpa noastră Românie mereu, mereu va dăinui. Thank you.
Seara bună, Bane Ioane! Singur noi românii
singur noi românii. Suntem în ea, suntem în ea stăpâni, în țara românească, de-a pururi să trăiască, credința strămoșească și graiul din stăpân. A singur noi românii, suntem în ea, suntem în ea stăpân, a singur noi românii. Suntem în ea, suntem în ea stăpân, sus inima, sus inima, sus inima român, sus inima, sus inima, sus inima. Merită aplauze acești minunați părinți cu voci de aur care ne-au făcut în colțul ochiului să curgă o lacrimă de bucurie și de mândrie că suntem români, că suntem creștini. Mulțumim așadar preacucernici părinți și mulțumim și înaintea Sfântului Părinte Calenic, arhiepiscop patru cevii și rădăuților, care și-a pus încrederea că aceste voci minunate vor arăta ceea ce înseamnă demnitatea de a fi român și de a fi creștin și că Bucovina, într-adevăr, are mândre feciori și pomi roditori. În încheiere, rog pe Părintele Consilier Cultural, Constantin Oprea, să transmită mesajul de încheiere. Dumneavoastră, încă o dată, aplaudați pe acești minunați părinți! Distins auditoriu, voi fi foarte scurt și voi aduce mulțumirile ce se cuvin la finalul acestei seri atât de încărcate. În primul rând aducem mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care întotdeauna le revarsă peste noi. Aducem mulțumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru binecuvântarea acordată de a fi astăzi aici, la București, împreună cu dragii noștri colegi, prieteni, slujitori ai Sfintelor Altare, membri ai grupului psaltic Dimitrie Suceveanu. Și totodată rog pe Părintele Consilier Patriarhal Nicolae Dascălu să transmită prefericirii sale gândul nostru de prețuire și de recunoștință pentru părinteștile binecuvântări pe care întotdeauna ni le oferă. Aducem mulțumire înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru susținerea permanentă a activității culturale și editoriale și nu numai, pe care cu râvnă, cu dragoste și devotament, din 2020 încoace o arată în ogorul binecuvântat de Dumnezeu din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, dar cum peste 30 și ceva de ani în ogorul mare al Bisericii Ortodoxe Române. Alt preasfinția sa își spune aici, întotdeauna a vrut să
coaguleze în jurul său oameni de bună calitate și ceea ce aminteau mulți dintre antevorbitorii mei, a reușit la Suceava să unească toate instituțiile și de stat, dar mai ales cele culturale, Universitatea, Centrul Cultural Bucovina, Biblioteca și toate celelalte instituții care, școala nu mai vorbim, care au rămas stâlpi în această societate, poate din ce în ce mai dezbinată, așa cum o vedem și o simțim noi. Aducem mulțumire excelenței sale, domnului profesor Adrian Cioroianu, managerul Bibliotecii Naționale, pentru găzduire. Și pentru că întotdeauna a arătat un respect aparte față de ceea ce este în Bucovina, față de ceea ce se petrece în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Totodată aduce mulțumiri din nou repetate părintelui consilier patriarhal Nicolae Dascălu, care atunci când poate ne mai poticnim în activitatea noastră, fiind tineri mulți dintre noi, îl mai solicităm să ne dea un sfat ca cel care are o experiență în administrația bisericii de peste 30 de ani. Vă mulțumim, părinte consilier. Aducem mulțumire Consiliului Județean Suceava, domnului președinte Gheorghe Flutur, cu toți membrii Consiliului Județean. Aducem mulțumire Centrului Cultural Bucovina, prin domnul manager aici de față, Sorin Filip. Îi mulțumim pentru prezență și dragoste. Muzeului Național al Bucovinei, Bibliotecii Bucovinei, prin domnul Gabriel Cărăbuș, mulțumim. Trebuie să aduc mulțumire și celor care, împreună lucrători fiind la aceste proiecte, au adus plusul lor în a fi ceva frumos. Din acestea așa rămâne ceva frumos în urmă. Aduc mulțumire dragului meu coleg și prieten, aș putea spune, deși aș putea să-i fiu fiu, părintelui arhidiacon, lector universitar, doctor Vasile Demciuc, consilier de patrimoniu. Aduc mulțumire și aducem mulțumire în numele echipei Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, părintelui consilier Ciprian Blaga cu echipa sa, care face o muncă extraordinar de frumoasă și se vede că a fost plămădit aici la București, la editura Bazilica. Mulțumire aduc și celui care mă ajută întotdeauna și mă sprijină la sectorul cultural, părintelui secretar, protosinghelul Ioan Tofan. Aducem mulțumire și domnului profesor universitar dr. Gheorghe Onișoru de la Universitatea din Suceava, dar și celor doi muzicologi, domnul profesor Vasile Vasile și doamna Constanța Cristescu, pentru monumentalele lucrări prezentate în această seară la Biblioteca Națională a Bucovinei, a României, îmi cer scuze. Oboseala spune cuvântul. Aduc mulțumire și echipei media, părintelui consilier Ștefan Mihalcea, domnișoarei director Irina Ursache și domnului cameraman Cristian Turculeț, pentru dragostea cu care întotdeauna promovează evenimentele noastre. Nu aș putea să uit echipa Trinitas TV, pentru că întotdeauna alocă timp poate mai mult știrilor și evenimentelor din eparhia noastră a Sucevei și Rădăuților. Le mulțumim și pentru susținerea din seara aceasta și poate ne mai scuză pentru anumite stângăcii
Suntem la început, o echipă tânără, dar sperăm să ne aliniem într-un standard bun, așa cum dumneavoastră dați tonul de aici, de la București, prin această echipă atât de frumoasă și puternică a televiziunii Trinitas TV. Vă mulțumim! Mulțumiri repetate! Și nu în ultimul rând, celor care îndrăznesc să spun, au făcut un regal în seara aceasta. Acestui grup Saltic Dimitrie Suceveanu, care a muncit extrem de mult și în ultima perioadă, dar mai ales în această perioadă premergătoare venirii aici la Biblioteca Națională a României, mulțumiri Părintelui Dirijor Arhidiacon Ilie Leonte și Părintelui Coordonator Arhidiacon Nifon Baciu. Închei printr-o scurtă radiografie a evenimentelor dedicate lui Ciprian Porumbescu din anul acesta și anume. Am început anul Ciprian Porumbescu la data de 12 februarie prin pomenirea și activitatea culturală rânduită și săvârșită la Frătăuții Noi, unde Iraclie Porumbescu, tatălui Ciprian, a fost preot. Pe 9 martie am făcut o pomenire la familia Porumbeștilor, la Golembiovski, la Sucevița. Pe data de 5 iunie a fost sărbătoare mare la Stupca, actuala localitate Ciprian Porumbescu, acolo unde ierarhii bisericii au săvârșit dumnezeiasca liturghie și 140 și mai apoi s-au alăturat încă 30, 170 de viori au format un cânt atât de frumos în văzduhul verii anului acesta. Mai apoi, simpozionul național din data de 19 și 20 octombrie de la Centrul Eparhial Suceava, un eveniment susținut de Secretariatul General al Guvernului. Mai apoi, pe 30 octombrie, la Teatrul Matei Vișniec din Suceava, un concurs de coarde și un concert susținut tot de grupul Psaltic Dimitrie Suceveanu. Mai apoi, astăzi, la Biblioteca Națională a României, la data de 2 noiembrie, iată expoziția Ciprian Porumbescu, marcând aici, iată, în capitala țării românești, în capitala României, un moment de seamă. Și ceea ce va încununa, să spunem, în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, toate aceste momente, la data de 11 noiembrie, un concert extraordinar la Casa de Cultura Sindicatelor Suceava, un concert extraordinar cu corala Ciprian Porumbescu, alături de Orchestra Operei din Brașov. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, mulțumim pentru răbdare și dumneavoastră celor prezenți și uitam să aduc mulțumire și îmi cer scuze, dar cred că și în ultimul moment este binevenit, mai ales că ne-am întâlnit într-un cadru atât de frumos și în Bucovina, domnului Vlad Drădescu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră și a celor care ne-au urmărit pe calea undelor, să dea Dumnezeu sănătate și putere, să facem și pomenirea lui Ciprian la 150 de ani și tot așa, din 10 în 10 ani, să scoatem la lumină valorile acestea frumoase ale neamului nostru strămoșesc, dar și ale Bucovinei, pentru că, să știți, în Bucovina se lucrează frumos cu oameni frumoși. Vă mulțumesc!